Maria este o studentă care ar fi putut alege orice universitate din lume, dar și-a dorit să rămână în Ucraina. Când a început războiul, a fost nevoită să-și părăsească orașul în care s-a născut, Harkov. E greu să-și amintească prin ce a trecut și ce a văzut înainte de plecare. Maria a stat la Vama Siret câteva ore, apoi a plecat spre Polonia. Vrea să ajungă în Canada, dar spune că nu va uita niciodată felul în care ea și mama ei au fost primite în România. Lots of blood. It was terrible. We're happy to be there, to be in Romania, because they're sorry, you know. No worry. Lena preda spaniolă în Harkov. Avea o viață liniștită, până în dimineața zilei de 24 februarie, când a auzit primele bombe. Our houses were ruined. Many people were killed. And I have a lot of friends in Kharkiv, in the place where I lived. And everybody has somehow ruined the home. Lena și-a donat aproape toate economiile soldaților din Ucraina. When we were bombed, they just tried to save us. They turned back to these bombs and tried to push everybody into the underground. They just risked their lives to save us. Pentru miile de refugiați care trec zilnic prin Vama Siret, acesta va rămâne primul loc însorit și liniștit, unde au ajuns după săptămâni pline de groază. Voluntarii îi ajută cu orice au nevoie. De la Centrul de Protecție Civilă pleacă mereu ajutoare către Ucraina. Acesta funcționează. Deja au fost transportate materiale din Italia, din Slovenia, din Bulgaria și alte materiale care se pregătesc chiar din interiorul României în mod organizat, iar toate astea se transferă cu camioane din Ucraina. La nivelul grupului de coordonare de la Cancelarie au fost operaționalizate numerele 119 și 112 cu sprijinul STS în limba ucraineană și s-au luat măsuri de intensificare a prevenirii traficului de persoane în punctele de trecere a frontierei. În România sunt acum 75.081 de cetățeni ucraineni, dintre care aproape 30.000 sunt copii.